Mai rămâi un pic cu noi. Domnule Tătaru, ați văzut probabil aceste concluzii ale raportului Corpului de Control în care se vorbește de o supraaglomerare a secției ATI și despre faptul că s-au folosit, mă rog, cauzone de tampon, în fine. Dar ni se spune că pacienții au fost tratați corect, acuzațiile sunt false și că e mai degrabă o răfuială, o problemă de comunicare, chiar scrie acolo în raport. O fi și o răfuială și o problemă de comunicare, dar în fiecare situație sau unitate stalcească ar trebui să existe acea comisie de analiză a deceselor. Și dacă era numai unul, și trebuia să existe o analiză acestui deces. Un deces în care se suspecționează o moarte suspectă devine apanajul medicinei legale, care dacă găsește ceva în neregulă, solicită sau sesizează parchetul. Aici s-a autosesizat inclusiv parchetul. Părerea mea că suntem un pic cam de vreme în a trage niște concluzii la aceste morți până nu avem un document medico-legal și, o rezoluție a parchetului vis-a-vis de aceste decese. Pe de altă parte, nici pacienții nu sunt ai terapie intensivă. Pacienții sunt internați pe diferite secții din spital care, odată cu agravarea stării generale, sunt transferați pe terapie intensivă. De aceea trebuie verificat tot parcursul acestor pacienți de la internarea în spital și până la au ajuns pe terapie intensivă. Cred că discuțiile care erau vis-a-vis de injectomat, sunt foarte multe care trebuie puse în acest moment în balanță. Acel injectomat își stabilește niște parametri, își stabilește niște doze după niște monitoare de funcții vitale care monitorizează aceste funcții, care ne arată instabilitatea hemodinamică sau nu a fiecărui pacient în parte din ATI. Deci suntem un pic cam departe de a avea o rezoluție finală. Bogdan Matei,